De la 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare noul plan național strategic, de fapt, singurul, că până acum n-am avut, iar ambițiile europene, mai ales în ceea ce privește calea verde pe care trebuie să o urmăm cu toții, au impact defavorabil, mai ales în fermele vegetale. Încă nu se știe ce și cum și, din păcate, în prag de campanie agricolă, fermierii noștri sunt nevoiți să citească mai mult, să se documenteze mai mult și să afle răspunsuri la întrebările pe care le au. Și cred că cel mai bine să discutăm despre și despre acest subiect cu un fermier din județul Călăraș, care este strict pe partea vegetală, deci strict și direct influențat, de fapt, de aceste noi ambiții europene. Bine ați venit la AgroStory, Daniel Nica, un fermier preocupat de tot ceea ce înseamnă inclusiv modern în agricultură, tehnologii conservative și așa mai departe. Mulțumesc că ați răspuns provocării de a discuta deschis și altfel despre viață și agricultură. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur că v-ați gândit la mine. Ce altceva faceți în fermă? Ce alte lucrări pentru a aduna bruma asta de apă pe care reușim să o culegem de la natură? Păi, în primul rând, de 4-5 ani de zile am început să practicăm o agricultură conservativă. Am renunțat la rată de 4-5 ani. Mergem momentan pe discuit și scarificat. Am parcele care sunt scarificate, discuite, semănate și parcele care sunt doar discuite și semănate. Deci conservarea apei în sol a devenit o necesitate în fermele, mai ales la noi în sud și sud-est și în estul țării. Și ne-am gândit că renunțarea la arat, care este o lucrare agresivă și costisitoare, este cea mai bună cale de a acumula apă în sol, de a menține o rezervă cât de cât acceptabilă de apă în sol. Iar cred că anul trecut, cu seceta pedologică extremă în toate zonele țării, ați și putut să cuantificați dacă această măsură agrotehnică a avut rezultatele așteptate. Să știți că s-a cunoscut. Da. S-a cunoscut. Am avut o producție bună la grâu, 6500 media. La orz n-am avut o producție asemănătoare, undeva la 5500 pe kilograme la hectar. În schimb, porumbul a fost mai afectat, fiind o cultură de primăvară, da, care în iulie-august trebuie să fie în plină vegetație și având un necesar de apă, un consum mai mare de apă, producțiile au fost mici. Într-o parcelă am avut grindină, o grindină destul de... Am și pus pe Facebook și au venit acolo, fiind mai multă apă adusă de grindină, am făcut o producție aproape dublă față de zonele neafectate de grindină. S-a ajuns să te bucuri de grindină ca să ai puțină apă. Da. Majoritatea fermierilor care m-au contactat sau care mi-au trimis mesaje mi-au zis, am avut și eu acum nu știu câți ani, lasă-l să vezi că o să faci o producție bună. Oricum era 5 iunie, dacă aș fi avut la momentul acela, dacă aș fi avut semănătoarea pe care am achiziționat-o acum, tot mi-ar fi luat câteva zile până semănam, până să-ți vânda terenul și m-aș fi dus undeva spre sfârșitul lunii iunie cu răsăritul porumbului. Și chiar nu prea au mai fost ploi ulterior, și n-aș fi făcut, deci a fost o alegere inspirată. Există vreo cultură la care ați renunțat din cauza condițiilor nefavorabile din ultimii ani? Culturile speciale. La culturile speciale am renunțat, dar nu din cauza tendinței de aridizare a zonei. De exemplu, am renunțat la muștar, năut. Am avut tentative. Un an, doi am cultivat aceste plante și nu am avut rezultatele scontate. Mulți mi-au zis că trebuie să fii perseverent, să insisti, să pui mai mulți ani la rând, să faci o medie. Ca să, după 2 ani de
de rezultate proaste, să mai continui, nu știu câți ani, un an, 2, 3, 5, tot cu rezultate proaste. Și până la urmă am ajuns la concluzia că tot culturile de bază, grâu, orz, rapiță, porumb, floarea soarelui, lucernă. Cât teren lucrați acum? 550 de hectare lucrez în arendă. Este o suprafață viabilă economic pentru nevoile pe care le aveți? Sau mai faceți, sunteți nevoiți să mai faceți și altceva pe lângă? În afară de prestări servicii agricole, că ăsta e specificul nostru, nu mai desfășor altă activitate, nu cresc animale și nu am alte... Uh-huh. Eu știu, să mai lucrez în alte domenii. O fermă vegetală la noi în zonă, de la 80, 100, 120 de hectare în sus... Adică am colegi fermieri, vecini fermieri care la 150 de hectare, 170, își cresc, au suficiente venituri pentru familie. O casă nouă, o casă renovată, o mașină schimbată, un concediu. Pe agricultură. Da. Dar normal, fiind suprafață mică, mulți din ei lucrează și ei pe tractor, poate mai au și un angajat și cheltuielile sunt mai mici. Da, costurile, cât crește suprafața unei ferme, ai nevoie de mai mulți angajați și automat prețurile, cheltuielile sunt proporționale cu mărimea fermei. Dacă ești implicat și în irigații, iar ai nevoie în perioada de irigată, ai nevoie de o echipă de care alții nu au nevoie pentru că nu irigă. Apropo de irigații, aveți... Da, anul trecut am irigat 110 hectare din puțuri forate. Le-am făcut în ultimii 6 ani cu acte în regulă, autorizat, cu contract cu Apele Române, că nu, altfel să mergi așa la negru nu e riscant, nu e cazul la noi. Dar costurile sunt mari la... Mai ales că nu am rețea electrică acolo și merg pe generatoare diesel. Da. Și mai ales anul trecut, în perioada iulie-august, prețul la motorină era 8 lei și 9 lei și deci am avut... Bun, cu toate costurile astea a meritat? Da, a meritat. Că, s-a văzut diferența. La porumb am făcut de 4 ori mai mult decât la neirigat. Deci în anii secetoși, în anii secetoși e diferența mare și foarte mare între ce faci la neirigat și ce faci la irigat. Și automat îți rămâne și profit. Apropo de costurile în creștere cu toate prețurile care au explodat la îngrășăminte și combustibil, ați fost nevoiți să faceți ceva rabat la tehnologia aplicată până acum 2-3 ani? Am făcut rabat la îngrășăminte, normal, când erau prețurile mici, dădeam o cantitate la hectar, din fiecare, că erau complexe, că era azotat de amoniu. Acum, la prețurile care au fost astă vară și în toamnă, am redus cantitatea de complexe la hectar cu 100 de kilograme. Administram de obicei 250 de kilograme, 300 la hectar și acum, toamna trecută, la grâu și la rapiță, ce am însămânțat, am administrat 150 de kilograme. Dar nu cred că va afecta, adică eu zic că este foarte, foarte important să și faci periodic analizele de sol. Cartarea este extrem de importantă și ea unde se permite asta, dar vă știți foarte bine pământul pe care lucrați și cred că în momentul în care și aplicați tehnologiile moderne și conservative, că ajută, mergi mai țintit puțin cu partea asta de îngrășăminte. În 2021 am făcut a treia cartare, la 4-5 ani. Exact, o cartare, spuneam, de fapt am făcut un studiu pedologic complex, pentru că eu mai iau gunoi de pasăre de la o avicolă din zonă și administrez pe anumite suprafețe și ne trebuie un studiu pedologic ca să ai voie să administrezi gunoi de grajd. Și deci eu lucrez în cultură mare din 2001. Deci sunt
22-23 de ani de când înainte am făcut legumicultură. Și am mers, în primii ani am mers legumicultura și cultura mare și după aceea crescând în suprafața. Asta să vedeți, da, care e mai rentabilă. Investind în utilaje pentru cultură mare, utilajele pentru legumicultură sunt mai scumpe, am renunțat. Am renunțat, cred că de 15 ani n-am mai cultivat legume. Și când am luat primele terenuri în arendă, ele erau lucrate prost, îmbrionate, deci pline de boli, pline de dăunători. Muncii acolo. Și, de exemplu, vă dau așa două, trei exemple. Acum 20 de ani, dacă nu administrai complexe și azotat de amoniu la porumb, mai mult de 4-5 tone nu făceai. Și acum, în anii favorabili, cum a fost 2018-2021, da, s-au făcut la porumb și 8, 10, 12 tone la hectar, da, la neirigat. Da, peste dublu. Da. Pentru că începând să băgăm îngrășăminte, erau și prețuri mici, băgam cantități mai mari, prin agrotehnica pe care am aplicat-o, noi am îmbunătățit foarte mult solul, da, structura solului, compoziția lui, se vede și în cartări. De exemplu, pH-ul îl aveam între 6 și 8,2 și la cartarea de acum 2 ani, între 6,4 și 7,8. Prin ce am făcut, prin ce am administrat, am adus pH-ul ușor, ușor spre zona neutră. Noi avem și noroc așa de la Dumnezeu, fermierii din zona mea, avem cernozemuri, diverse, da, tipuri de cernozemuri. Avem, sunt pe lios, care este, deși liosul, pământul galben, dacă îl iei și îl uzi și îl iei, devine plastilină. Da, da, da. Dar el așa, în stare naturală, este poros. Și nu ești nici nisip să se ducă apa, să se ducă în adâncime și să o pierzi. E un material bun pentru acumulat, pentru a face rezervă de apă. Ca așa, stratul negru de cernozem nu este mare, e undeva între 30-50 de centimetri. Nu avem, cum e în zona Buzăului sau în zona Fundulea, unde profilul de sol, da, stratul favorabil, pământul negru, este, are grosime mare. Și mi-am permis ca în 2022, în vară, să administrez, de fapt și la culturile de toamnă de anul trecut, am administrat o cantitate mai mică de azotat de amoniu față, da, de pentru cum, că știți, da, cât ați investit, da, aduceți de fapt un teren degradat, da, deși potențial valoros, să-l aduceți la starea actuală. Îmi permit să zic că dacă n-aș administra îngrășăminte 2-3 ani la rând, nu m-ar afecta din punct de vedere economic, pentru că aș avea niște producții bune. Dar peste 4-5 ani, dacă mai continui practica asta, da, s-ar putea să, și atunci voi fi nevoit să, și o las de la capăt, și să merg cu, da, cantități mari. Da, da, da. Am văzut că în ultima perioadă prețurile la îngrășăminte e în scădere. Nu mai cumpere azotat de amoniu cu 4 lei, cu 4,50 lei, cu 5 lei, cum se cumpăra în trecut, acum îl cumpere cu 3 lei, 3,20 lei. Și complexele, și la complexe a scăzut prețul și, bineînțeles, au scăzut prețurile și la cereale. Din păcate, nu știu de ce să nu nimărim și noi un an cu condiții acum, sigur că este contextul ăsta geopolitic dificil. Da, aveți o părere formată despre concurența care vine din Ucraina pe piața românească? Sunt așa amestecate sentimentele, da, vă dați seama, nu ne dorim. Cum să nu? Război, cine își dorește, Doamne ferește? Da. Începutul războiului a dus la creșterea, categoric, diverse crize, creșterea prețurilor la energie, la toate bunurile. În general, bunurile, evenimentele nefaste, da, inclusiv meteo, duc, da, la un preț mai bun. Și au fost, într-adevăr, au fost anul trecut, în luna mai, au fost
cele mai mari prețuri. Ați vândut atunci? Ați prins momentul? Nu. Puțini. Puțini au. Da, ne doream așa un măcar un 2 lei pe kilogramul de grâu. Știu că erau, lei, deci era plin Facebook-ul de glume cu 2 lei, lei da. Da. Și dar am prins, neavând spații de depozitare. Cumva v-a forțat să prindeți un preț. Da, față de ce acum am avut preț bun în perioada. Cel mai mare preț l-am avut 1,78 la. Ați vândut la tot? Tot s-a. S-a vândut de la din vară, de la recoltată. Vorbeam de pomeneați de sămănătoare și de utilaje, de echipamente. Bănuiesc că ați adus în fermă ca să vă ajute la tehnologiile conservative, cam tot ce e mai bun pe piață. Cu ce lucrați în momentul de față? Am lucrat cu o sămănătoare clasică Amazone, mecanică. O sămănătoare pentru culturi prășitoare, tot Amazone, tot clasică. Și am tot așteptat, n-am trecut ca alți fermieri către semănăturile performante, dar tot pe sistem clasic. Da, adică da. Semănători pe care le trebuie să le folosești în teren arat, în teren scarificat. Și am acum vreo 3 ani, în 2020 a fost o întâlnire la Bacău, la o fermă mare de la Bacău, care avea grâu însămânțat cu semănătoarea aceasta. Da. Poți să-i zic numele? Da, spun sigur. Semănătoarea Mzuri, care este poloneză și este pentru minintil. Practic, la grâu face striptil. Și mi-a plăcut așa, n-am reușit să ajung, am fost invitat, n-am reușit să ajung. Din ce mi-au povestit colegii, din ce am văzut, ulterior am intrat pe grupul Emzurii pe Facebook și acolo periodic primești tot felul de filmulețe, de reportaje, de explicații și am zis, da, asta mi-au. Și s-a evit ocazia să depun proiect pe măsura 4.1, achiziții de utilaje și am făcut acest lucru, chiar am achiziționat, este. Când multă lume se ducea să pregătea de Revelion, eu pe 30 decembrie făceam plăți. Ei, bun. E da. Bun. Da, puțin și mai târziu de Crăciun, dar a venit. Aș fi putut să o am undeva prin august-septembrie, dar nu că cu afirul nu se lucrează greu. Cu afirul, dacă ai consultant bun și nu exagerezi în pretențiile pe care le ai, depui proiectul, este eligibil. S-a pierdut timp cu găsirea sursei de finanțare. Da. Și hai cu o bancă, hai că nu poate, hai la altă bancă, până la urmă. Da, și pământul nostru nu e o garanție bună pentru băjduri și cel mai valoros bun pe care l-avem. Am găsit cea mai bună variantă de finanțare la o bancă românească, care cred că e printre puține bănci românești din. Banca agricolă nu mai avem. Nu. Și. Și ați reușit să veniți. Da, până la urmă am făcut prima achiziție semănătoare. Tractorul, oricum, mi-au zis că un John Deere, mi-au zis că mai devreme de sfârșitul martie, începutul aprilie. Nicio șansă. Zic, las că e bine, că l-am în primăvară. Da. Și acum o să o folosesc pentru semănat porumb, floarea soarelui. Deci începe semănătoarea nou-nouță și dă testele chiar acum în campanie. Da. În tehnologiile conservative de lucrare a solului se fac economii la carburant, se fac economii și la îngrășăminte, pentru că, de exemplu, în toamnă, cum am dat 150 de kilograme împrăștiate pe sol, le-aș fi băgat cu această semănătoare, le băgam pe rând. Da. Și automat 150 de kilograme de complexe pe rând echivalează cam cu vreo 250-300 împrăștiate. Și sunt mai bine valorificate de plantă, sunt practic în masa de rădăcine a plantelor. Da, plus avantajele asupra solului care sunt încă stabile. Exact.
cu acel mulș care se formează la suprafața solului din resturile vegetale pe care nu le mai incorporezi. Pe vremuri nu concepeam agricultura fără arătură. Consideram că dacă incorporam toate resturile vegetale cât mai adânc, era benefic pentru sol. Ulterior, citind, ducându-ne pe la simpozioane, întâlniri, evenimente, am și, să zic, avantajul că am un fermier, un mare fermier, care de când a venit în România practic agricultură conservativă, acum deja a trecut la no-till, este Agricom Borcea și Tudor 92, administrată de un francez. Îl știe, mă rog, cei de la noi din zonă, știu, Parnu și Armetan. Și practic acolo ați văzut... Da, și am văzut cam de prin 2011, 2010-2011, cam că așa. Că vremea când noi încă nici nu... Da. Și, de exemplu, în 2020, parcele vecine, el a făcut 2200, eu am făcut 400 de kilograme de grâu la hectar. El în minim til. Singura diferență, da. Exact, și la mine, tehnologia. La mine, totuși, nu în arătură, în scarificat, dar el deja avea ani, vechime, că multor fermieri le frică să treacă la, să renunțe la arătură, pentru că de multe ori, dacă e și un an mai puțin favorabil, îi se pare că este o cădere foarte bruscă a producției, o scădere foarte mare a producției și... Și e bine să încep treptat. Să întoarcem brazda, poate. Da, e bine să încep treptat. Mai... În zonele unde solul nu este atât de favorabil cum este la noi, practic, cernozomurile pe care le avem noi sunt perfecte pentru agricultura, foarte bine, chiar da. Și pentru no-till. Da. Și trecerea trebuie făcută treptat. Poate nu pe toată suprafața fermei, poate pe jumate, poate când și când mai trebuie să mai faci acolo unde trebuie, în solurile argiloase, mai faci o arătură la, nu știu, 4-5 ani. Și eu am început cu minim til din necesitate. Verile fiind lunile august-septembrie, când pregătești terenul pentru viitoarele culturi, nu-ți mai permite să ai nici măcar să scarifici. Scoți bolovanii cât roata la mașină. Și făceam o dezmiriștire, venea momentul semănatului, iar nu puteam să arăm, să scarificăm. Nu eram convins, deci eram cu ardura, dar nu eram convins. Da, da, da. Și... Ca și cu prețul, cumva forțat de împrejurare. Hai să nu? Mai dăm un disc și să semănăm. Și anul următor, când recoltam poate mai bine decât vecinii noștri care făceau clasic. Da, da, da. Au arat... În teren uscat, au scos bolovan. E bine așa să ai vecini cu care să te compari și să compari tehnologiile, că până la urmă și asta e puterea exemplului și poate și alții vor vedea la dumneavoastră și vor lua măsuri. Dar mai trebuie să ai și ochi să vezi. Să vrei, da. Să vrei. Să-i deschizi. Să vrei să vezi. Exact. Că să vrei, o să vrei. Treci de 1000 de ori pe lângă vecinul tău care face ceva și tu să fii încăpățânat și să zici... Dar cumva termenul ăsta de tehnologie conservativă, da, care de fapt se referă la tehnologii moderne, se bate în cap cu termenul de cât de conservatori suntem noi românii și nu acceptăm foarte ușor noul. Da. În viața unui fermier care are 10, 15, 20 de ani de meserie, de activitate în domeniul ăsta, apar multe momente când el trebuie să renunțe la niște concepte vechi, precepte, cutume. Da, da. Vă dau exemplu eu. La porumb mergeam pe deviza rar umple carul. Toată lumea, mulți fermieri însămânțau, cum recomandă cel care vinde sămânța, 68, 70, 75 de mii de boabe la hectar. Eu însămânțam acolo, în 40-45 de mii. Într-adevăr, porumbul meu mare, frumos, știuleții mari, când recoltam, eu făceam 6-7 tone, ei făceau 8, 10, 12 și la un moment dat am trecut acest prag. La fel și cu aratul.
V-am zis, eram convins că încorporând la 20-30 de centimetri adâncime în corpul resturilor vegetale, ele se vor descompune mai repede, mai bine. Nu este adevărat. Studiile arată că descompunerea cea mai favorabilă pentru sol este în primii 10 centimetri. Exact. Dacă nu ar fi fost favorabil acest fenomen, nu s-ar fi format solurile în miile de ani care au trebuit să se formeze. Este foarte simplu, doar că și aici vorbim și de tehnologie, dar acum avem de tehnică, acum avem și tehnică, avem acum și cu ce să lucrăm. La spuneați de că ați început cu minimum til și cu semănatul în benzi, pe când în nautilu sau de ce ar fi firească o asemenea trecere sau dacă ați avea nevoie de nautil în fermă? E pasul următor. Deci e în pregătire. E pregătire în mintea mea. Aha. Încă nu înghit așa cu plăcere. Este văd la vecin, dar sunt convinsă că studiați și lucrările astea și ce credeți că v-ar aduce în plus ca și beneficii pe final, pe producție? Păi, pe lângă cheltuielile mai puține pe costurile, care le faci, da. Că deci ai reduceri de costuri la carburant, ai reduceri de costuri la cantitatea de îngrășăminte. Bine, acolo e o chestie, poți să faci și mai mult, nu te ține nimeni. Da. Acum, însămânțând la distanță mai mare, între rândurile de grâu, fiind distanța mai mare, se zice că un grâu mai aerisit este mai puțin predispus apariției unor boli. Și nu mai e acel mediu favorabil într-un grâu foarte des, care favorizează instalarea ciupercilor, fungilor. Și vreau să nu mai fac 3 tratamente la grâu. Nu. O să fac 2. Să renunț la tratament. Și eventual, dacă e treaba bună, poate merg decât pe un singur tratament. În funcție și de... Că să nu credeți acum că am făcut 3 tratamente cu fungicide în fiecare an la grâu. Au fost ani în care am făcut 2. Da. Că dacă e o primăvară mai uscată și așa, vezi că plantele arată bine, sunt curate, renunți. Sigur, condițiile din iarna asta extrem de călduroasă, cu recorduri, de fapt, că n-a fost niciodată un decembrie și un februarie atât de cald, au adus și înmulțirea dăunătorilor și comportamentul diferit. E normal, natura se trezește la viață în condiții prielnice. Și apropo de asta, eu foarte rar am auzit de 4 tratamente la rapiță și acum au de 5-6 chiar. Ce părere aveți? Adică, nu știu, sau cum poate fi prevenit asta, să ajungi să faci atâtea tratamente deja din punct de vedere economic, mai cum să fii viabil? Da, încarci foarte mult cu cheltuieli pe hectar și nu poți să știi ce producție ai. Dacă ai garanția că vei avea o producție mare și foarte mare, atunci merită. Te joci cum vrei cu costurile. Rapița însămânțată în devreme, luna august, începutul lunii septembrie, vine o ploaie, profiți de ocazie. Zici, așa s-a întâmplat. Zici, da, nu se știe dacă mai plouă până la sfârșitul sau până la jumătatea octombrie, hai să însămânțez. Și e normal să fie necesar să faci mai multe tratamente. Pentru că dăunătorii sunt prezenți, au condiții favorabile, mâncarea imediat a ieșit în sol, a răsărit rapița și trebuie să mulțească și ei, că de-aia lăsa Dumnezeu pe pământ. Da. Vorba unui prieten fermier și vecin și cu mătru. Zice, trebuie să mănânce și mă, de-aia a lăsat Dumnezeu pe pământul să nu trebuie să mănânce. Și, da, acum depinde cât de mult sunt și cât mănâncă. O rapiță, dacă ai norocul să ai umiditate și să zrăsară, să o însămânțezi mai târziu, undeva spre sfârșitul lunii septembrie, începutul octombrie, automat că tu deja ai sărit peste tratamentele pe care vecinii te le-au făcut. Exact. Și această semănătoare pe care am acționat-o, făcând o lucrare conservativă,
Am văzut cu ochii mei, am un prieten fermier de la Amara care o are de 2 ani de zile și mi-a zis și anul trecut în toamnă și acum 2 ani. Zice, Dănuțe, vino la mine să vezi că eu sunt singurul care am rapița și grâu răsărite. Vecinii mei care au utilaje performante, cu scarificatoare, cu semănători, care discuie, seamănă, fertilizează, la ei n-a răsărit sau a răsărit foarte prost. Și am văzut și în demo-urile pe care le-a făcut firma care vinde această semănătoare, am văzut în diverse ferme, am văzut pe viu rapița și grâu răsărite. Și acest prieten din Amara mi-a confirmat, bă, n-ai făcut o alegere proastă. Foarte bine, cred că abia aștepta să o puneți la lucru. Da, seama. Au mai apărut între timp de câțiva ani o întreagă gamă, cred că n-avem degete la mâini și la picioare, să numărăm câte modele de semănători au apărut chiar și la firmele consacrate care au venit cu tehnologie nouă. Minitil, striptil, nautil sau semănători care pot să semeni și minitil și striptil în funcție de, sau nautil în funcție de ce vrei tu să faci, în funcție și de specificul anului, și acum ai de unde alege, dar costurile sunt pe măsură. Da, corect. Și cred că, și ăsta este un factor care împiedică trecerea multor fermieri către noile tehnologii conservative. N-ai cum să faci asta fără să investești, dar prohibitivă pentru fermierii mici. Da. Trebuie acolo un 400-500 de hectare pentru... Păi poate așa îi determinăm să asocieze. Da, lucreze la comun, pentru că e singura, cred că, singura soluție. Da. Dar mai aveți vreun plug așa măcar de... Da. Da. Am mai avut un plug, l-am dat unui fermier dintr-o comună vecină, chiar zile trecute, luni, marți, n-am vrut să-l mai repar. Oricum, stătea nereparat, cred că, de 3 ani de zile. Și mai am un plug cu 3 brazde pentru diverse lucrări, să vă spun unde. Noi avem în zonă, nu avem vie nobile, vie hibridă. Și sunt multe vii pe care oamenii au renunțat să le mai lucreze, au devenit părloage și ni le dau în arendă. E, și acolo prima lucrare trebuie făcută cu plug. Da. Pentru că trebuie scoase cioatele și deci rădăcinile. Deci mai puneți și plugul la lucru. Și poate mai trage o brazdă, poate mai... Deci pentru... Clar. Da. Acolo nici nu se pune problema să mergi cu altceva. Dar ce părere aveți de noile astea prevederi din PNS? Ați înțeles ce aveți de făcut pentru anul ăsta? Și da și nu. Încă mai nu-mi dau seama din 2024 cât la sută trebuie lăsat părloagă sau... De fapt, acolo zice așa, elemente neproductive, da, inclusiv părloagă. Ce să înțelegem prin elemente neproductive? Păi, am înțeles că ar trebui să ni se explice de către autorități, dar nu am aflat. Păi, în primul rând că puteau să fie făcute niște derogări de anul trecut din septembrie, de exemplu, ca soia cultivată pentru GAEC 8 să poată fi luată în considerare și pentru ecoschema nu știu care. Da, chiar așa, nu este leguminoasă, de ce nu este luată în considerare? Tocmai asta e, de s-ar fi putut face niște derogări ca ele să fie active în momentul în care vorbim și așa mai departe. Iar pentru anul ăsta... Discutăm niște procente care poate pentru cei care nu fac agricultură sunt, da, ce înseamnă să lași 5% din 500 de hectare pârloagă? Da. Ce înseamnă, economic vorbind? Păi înseamnă. Nu? 5 ori 5, 25 de hectare. Păi un om, un fermier care are, să zicem că e irigată suprafața, vă dați seama că el pierde... La porumb poate să facă și 15 tone la hectar. Să zicem, face 10 tone. Da. 25 de hectare înseamnă 250 de tone. Mulțește cu un leu. Da. Nu cu un leu și. Cu un leu. Da. Și deja... Și deja
Da, hai să facem o socoteală mai macro. Cât, deci trebuie fermierii care au peste 10 hectare. Da. Cei care au sub 10 hectare, nu. Da. Nu știu acum, nu știu acolo acum, vine o plată nu știu acum câte milioane de hectare reprezintă acești fermieri de la un hectar la 10. Nu știu. Din cele 9 milioane de hectare arabil, 9 milioane și ceva, nu știu, să zicem că sunt 5 milioane ale fermierilor care au peste 10 hectare. Cred că sunt mai puține, pentru că totuși 4 milioane? Da, să zicem, 4 milioane. Ori 5%? Sunt 200.000 de hectare? Da. Câte sute de câte mii de guri tone? Hrănești câte... de pe... da. În condițiile în care exact. Nevoia de hrană, adică să fim realiști, dacă lumea suferă de foame, bate la partea Europei. Dar în Ucraina, da? Și în Rusia, că ei vând mai ieftin, vând de necesitate, să gândesc că e primul lucru, cade o bombă și da. Primul lucru, apropo de culoarul ăsta deschis pentru cerealele ucrainene, că până la urmă trebuie să ne gândim la noi, în primul rând, că asta este realitatea. Primul lucru m-am adus aminte din nou de discuțiile de acum mulți ani, apropo de prețul de intervenție pe piață și de intervenția statului pe piață în exact genul ăsta de situații. Până unde te duci în jos? De unde tu ca stat începi să-ți protejezi producătorii agricoli? Trebuie să fie o limită și din păcate noi nu avem această limită. S-ar fi gândit cineva din minister, s-ar fi gândit din MEADER, s-ar fi gândit la treaba asta? Mă, hai să nu se ducă prețul mai jos de, că avem și noi. Ok, hai să-i ajutăm pe cei năpăstuiți de soartă, ucrainenii, vecinii noștri. Hai să le facilităm tranzitarea cerealelor către sigur alte destinații. Sigur că da, este firesc, dar... Dar hai să nu lăsăm prețul cerealelor noastre până la urmă, hai să nu lăsăm prețul să se ducă. Exact. Nu se pune problema de a nu permite să tranziteze, să existe acest culoar, nu? Pentru a ajuta, Doamne ferește, putem fi toți în acea situație. Cereale ucrainiene... Ei zic că trasabilitatea, că se duc la export, sunt convins că multe tiruri rămân în țară și ajung, vor fi consumate aceste cereale la noi în țară, pentru că, de exemplu, un morar, cred că și-ar dori să cumpere un grâu de calitate la un preț mult mai mic decât grâul românesc. Și atâta timp cât nu prea există, din ce am văzut în media, nu prea există un control la graniță. Păi și tocmai că în situații de criză controlul este mult mai lejer, așa da, să zic. Da. Și din păcate, și chiar erau discuții în aceste zile, am văzut că în port, la fel, sunt o grămadă de silozuri blocate, tocmai din cauza că au fost contaminate cu marfă improprie, este, cu organisme, tot felul de produse modificate genetic și atunci practicii se închide o întreagă piață europeană. Nu mai zic de faptul că deci cu această ocazie se răspândesc boli și dăunători pe care noi nu le avem și vin din... Le importăm. Da, din țările și sunt atâtea cazuri. Cum facem și în legumicultură. Nu? Cu ocazia războiului din Iugoslavia, a pătruns în Europa, gânda cu viermele vestice ale rădăcinilor de popor, diabrotica. Așa a pătruns și Colorado în anii 50 și exemplele sunt multe. Și ne-am trezit cu dăunători pe care nu îi aveam. Încălzirea climatică, specii care nu ar fi suportat să trăiască în climatul nostru, acum e favorabil, au venit din sud. Care s-au adaptat foarte bine, sigur. Câțiva ani a pătruns plojnița verde a tomatelor. Da. Că deja... Și mai scăpăm de ea. Da, ne intră toamna. Ea caută să-și intre la Ienare, își caută loc de... Și găsești o crăpătură, te trezești pe ea în casă. e deja animal de companie. Animal chiar că, din păcate, da.
Cine vă ajută, cu cine vă sfătuiți, apropo de măsurile pe care le luați? Aveți studii de specialitate? Acum am vorbit de agricultură, sigur că putem să vorbim câteva zile doar despre agricultură. Da. De unde a plecat toată treaba cu... Din fraje de copilărie, născut, crescut la țară, mi-a plăcut natura. Eu eram acel copil care dorea să aibă în grădină colțul lui, o grădină, o mini grădină de legume, o mini grădință de flori. Vedeam o floare nouă la cineva, dăm și mie un altoi, dăm și mie un bulb. Da, interesant, la mulți interlocutori bărbați, când erau copii, pasiunea asta pentru flori de acolo a plecat la majoritatea. Interesant. Ați văzut-o pe mama sau pe bunica luând așa flori de la... Vă dați seama că... Vecine? Mama e cea care, pe care am văzut-o. Mergeam în stațiune, mergeam, nu știu, la Herculane sau la Cozia, la Căciulata. Și aduna inflorescențe, semințe, aduna care erau la maturitate, le băgam pungă și ia uite ce... Sau că vedeau mușcată frumoasă într-un ghiveci. Aveau și un altoi. Când plecam acasă, un altoi băgat la cubată și supraviețuia până acasă. Și pasiunile astea, cred că așa ne naștem. Și eu spun, programați. Cine e mecanic bun, o are în sânge de când s-a născut. Cine este bucătar bun, cine este în orice domeniu. În orice domeniu, eu nu mă văd... făcând avocat, altceva. Nu mă văd mecanic, nu mă văd nu electrician. Nu prea înțeleg. E ceva... Nici n-am vrut să aprofundez. Și în copilăria aveați făcut grădinița cu legume și vă ocupați singur de ea? Sau singur. Cu ajutor? Singur. Ulterior, crescând, am evoluat și m-am ocupat, întotdeauna părinții mei au avut o grădință de flori, o mare grădință de flori, cu buxuși, cu alei, cu ocupam de tuns. De-a drept, da, peisagistică. Da, plantam un molit, plantam un pin, care între timp au ajuns la maturitate și au ajuns la foc. Anul trecut erau două exemplare de tuia. Și am poză, cred că aveam 2 ani și tuia era un pic mai mare ca mine. Eram eu cu sora, stânga-dreapta, tuia între noi și era un pic mai mare decât noi. Deci tuia era un pic mai mare ca ani decât mine. Ați crescut împreună. Anul trecut a trebuit să tăiem și ultimul exemplar pentru că deja putrezise, cădea, se rupea și... am făcut, din pasiune am făcut liceul silvic la Brănești. Nu am profesat în domeniu pentru că tata agricultor de meserie, da. Cum a terminat școala tehnică, s-a angajat în Balta Mare, în insula Marea Brăilei, la Iase. Și, practic, să fii pădurar la noi în zonă, te duci pădurar în pădurile din Baltă. Și mi-a zis, mi-a dat așa un sfat, renunță, da, ok, ai făcut liceu, hai să vedem ce faci în continuare. Să fii pădurar în Balță înseamnă ori să stai cu familia acolo, ori să-ți sacrifici familie. Și te gândești, ești mare, mâine poimine major, te gândești la treaba asta. E posibil să-ți întemezi o familie care soția să fie, să lucreze într-un alt domeniu, tu să... fii nevoie să te duci sigur, pe Baltă. Părinții gândesc pe termen lung. Primăvara când nivelul Dunării crește, se inundă și nu mai poți trece așa ușor în Baltă, vei fi nevoie să stai pe acolo și am luat decizia să prima dată am să fac medicină veterinară, o facultate grea. Dar cum de medicină veterinară? De unde? Bunicul meu, tata tatălui, a fost veterinar. Da. Și tot din familie, da. Să fie așa, ca o continuare a tradiției. Și n-am luat la medicină veterinară, s-a intrat destul de greu și am făcut facultatea de ecologie, deci tot în domeniu. Da. După ce am terminat facultatea, am mai pierdut așa un pic vremea, am tăiat frunze la câini, ca să zic așa, comerț, diverse
activități din astea mai ușurele, dar gândul meu era tot acolo, vreau o fermă, vreau o fermă și ziceam tatălui, hai să vedem, să găsim, să cumpărăm un loc, să-mi fac o fermă. Și până la urmă s-a evit ocazia, un constătean de-al nostru a vândut o bucată de teren, chiar lângă sat, poziție favorabilă, șosea, malul Borcei. Și am... era pe vremea când, în 2001, când se destrămau societățile agricole care s-au înființat în anii 90. Și era mult pământ la dispoziție, așa ca să... Practic, fermierii care suntem acum în zonă, atunci am apărut. Da, 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 da. Atunci am început să ne înființăm societățile și să lucrăm pământ. Și când ați început cu legumicultura? Sau așa era suprafața... Da, legumicultura am făcut-o în fermă, pe terenul fermei, pentru că ce să faci pe un hectar jumate de teren? Și așa, bine, să nu vă gândiți la o legumicultură din asta avansată. Am început cu pepeni, deși eu pepeni îl consider fruct, dar el e încadrat la legume. Pepeni și am mai cochetat și cu dovlecei, țelină, ardei, roșii. Ulterior am renunțat, am rămas decât cu pepeni. Ceapa am avut vreo 2 ani la rând. Dar, unde vindeți produsele, producția? Vindeam pe plan local, la piețari. Da, mai rar stăteam eu la... Adică să am tarabă și să stai eu să vând. Nu mi-am făcut, cum e acum la modă, să-ți faci în fața fermei să ai loc de vânzare. Deși poziția era foarte bună. Pepenii duceam, majoritatea produsei de pepeni o duceam în Constanța, fiind Constanța aproape. Da. Vindeam... Era piață bună, da. Da. Și s-a oprit legumicultura cu totul acum. S-a oprit. Am încercat și un proiect... nici nu mai știu, acum vreo 8-9 ani am încercat, am zis să iau de la semănătoare și până la linie de procesat și de ambalat. Dar a fost în perioada aia când Sapardo a mers ușor, FADR-ul, primele serii de FADR, cam eu am luat și Sapardo, am luat și FADR 1. După aceea a fost o perioadă când accesarea de fonduri europene, de proiecte pe domeniul meu, legumicultură și cultură mare, întâmpina anumite piedici. Anii aia în care, din păcate, accesarea a fost foarte jos. Da, când, deci ca să poți să accesezi, trebuia un punctaj mare, condiții arbitrare, ulterior, acum 2 ani când am depus pe măsura 4.1, tot micii fermieri au fost favorizați. Sapardo și FADR-ul a fost făcut pentru toți. Da. Și fermieri mici, și fermieri mari, și foarte mari. Apropo de colaborarea cu AFIR, s-a îmbunătățit foarte mult față de ce era acum în 2006-2008, când făceam drumuri la Târgoviște, că deja știam, puteam să las mașina pe pilot automat, să ducea singură. Din păcate. Și acum e mai simplu, online, semnătură electronică. Da, ne ajută tehnologia. Da, practic am făcut o singură vizită la AFIR în momentul când am depus sursa de finanțare și originalele, atât. În rest, s-a făcut tot online, e ok cu digitalizare, e ok. Asta este foarte bine. Dar apropo, suprafața pe care o aveți acum, pe care o lucrați acum, e cât de cât comasată sau... Da, suprafața este cât de cât comasată, în afară de zona asta de care v-am zis, de vii hibride, unde avem de la 10 ari și până la 2 hectare jumate, 3. Deci deja am comasat, acolo. Exact, da. Ați recuperat. Vecinul a văzut că n-are rost să mai țină via sau terenul și mai bine îl bagă în arendă și știe care și el de luat acolo. Puțin că e suprafața mică, dar contează pentru el câțiva sași de grâu pentru 20 de ani. Sigur, vă gândiți să vă mai extindeți, să mai luați ceva teren sau nu?
Cu extinderea este greu, pentru că nu mai sunt vremurile de acum 20 și ceva de ani. Teren disponibil. De teren disponibil nu mai e. S-a reglementat și în contractele de arendă, avem prevăzute niște obligații și niște... Și acum le respectăm. Nu mai e pe vremea când, știi, m-am supărat pe tine, plec la vecinul. Exact. Du-te, mă. Da. Nu, acum, băi, când o expira contractul, până atunci mai e, dacă nu o să-ți convine, poți să pleci, dacă nu, rămâi în continuare la mine. Mai avem probleme la nivel local, dar cred că problemele astea sunt în majoritatea zonelor din agricole din România, cu furtul de arendatori. Profită unii fermieri mari, vor să aibă și mai mult, cât mai mult, eventual tot, și profită de faptul că mai sunt pe la primărie, primari, viceprimari, așa, și au, trebuie să fii au baza, în au baza de date, da, acolo da. Văd adrese, numere de telefon, sună, îl convinge pe om. Dar că eu am avut... Asta nu să zic, ați avut, situații de genul. Da, și acum, recent. La un moment dat ajunsesem la 880 de hectare. Este un investitor străin belgian care a cumpărat în zonă, în trei sate acolo la mine și încă două sate vecine. Au mai cumpărat, dar suprafețe foarte mici, așa, prin Ialomița și ceva până Constanța, dar grosul suprafeței este cumpărat în zonă, undeva la... Nu știu, 4.500-5.000 de hectare a cumpărat. Majoritatea, grosul terenului l-a lăsat în arendă la noi, la arendași. Au cumpărat în anii 2007, 2008, 2009, când nu era reglementat cu dreptul la preemțiune. Cu... Da, da, da. Și practic ne trezeam că au vândut, oamenii au vândut terenul. Era reprezentantul firmei, uite ăștia... Am cumpărat terenul de la aceste persoane, pac, făceam contract de arendă și da. Și în momentul când a expirat contractul, dacă îl făcusem pe 6 ani, când a expirat contractul de arendă, ne-am certat. Din diverse motive. Și n-a vrut să mai colaboreze cu mine. Și am predat terenul. De fapt, nu după 6 ani, cam după 9 ani, că am făcut mai multe contracte și acte adiționale și după aceea s-a făcut un contract pe toată suprafața, da. Care la un moment dat ei s-au oprit din a mai cumpăra. De exemplu, acum nu mai cumpără. Decât așa, dacă eu știu să fie o parcelă vecină cu ei și să intereseze și să fie și prețul bun. Nu sunt, când au venit să cumpere, au fost și ei care au mărit prețul. Da, da, mai da. Mare, mai mare, mai mare. Acum, păi cam așa da, s-au, acum gata, s-au ridicat prețul la multă zonă. Și practic când a expirat contractul cel mare, toată suprafața adunată, 270 de hectare, am încheiat colaborarea. Na, și din păcate, da. Astea sunt situațiile și apropo de chestia asta, știi că vai că să nu ne vindem pământul către străini tot. Și cred că aproape la fiecare discuție pomenesc de asta, păi cine vinde pământul până la urmă? Tot noi îl vindem. Tot noi îl vindem, normal. De exemplu, m-aș hotără mâine să vând pământul, ce am în proprietate. Sau să vând ferma. Și dacă vine un străin, sau dacă ar putea să cumpere un străin... Uh-huh. Și mi-ar da un preț mai mare, normal, te gândesc, stai puțin, de ce să dau eu cu X lei când pot să dau cu X plus 3? Da. Sau X ori 2? Da, așa este. Să fim realiști, până la urmă toți trăim, toți mâncăm, asta este situația. Dar de asta spun și atunci e păcat să nu avem totuși niște legi în favoarea fermierului român. Toate legile. Că acum, referitor la vânzarea, cumpărarea am de zis terenuri... Am zis și eu niște așa, da. Da, la vânzarea, cumpărarea de terenuri agricole, străinii mai cumpără decât dacă sunt arendași. Exact. Adică pe lista de preemptori. Da. Altfel, da. Nu.
Da, de asta spun, ar fi bine și în contextul pe care îl traversăm și cu prețurile și cu celelalte care vin din afară să existe totuși o limită de bun simț până de la care autoritățile să se gândească de două ori și să intervină pentru a proteja producția internă. Este foarte important, nu? Că până la urmă, pe cine ai tu interes ca stat să susții, nu? Pe ai tăi, și, teoretic. Și eu îmi pun întrebarea asta. Teoretic, da. Văzând ce se întâmplă și cum de multe ori ești defavorizat în, și alte, da, alte entități străine sunt favorizate, îți pun întrebarea asta, băi, nu înțeleg ce, unde ai cui să ne ducă. Ai cui suntem, da, și ce... Ce facem pe piața asta, nu? Când ne-am dorit să aderăm la Uniune, cred că majoritatea românilor și-au dorit treaba asta. Vedeam Eldorado și n-am știut, nu ne-a spus nimeni. Măi, uite care-i tendința în Uniune, exact, către ce vor să se îndrepte și în domeniul agricol. Și acum... noi considerăm că ni se pun piedici și nu numai nouă, și fermierilor din țările membre occidentale. Ieri a fost protest în Franța, au intrat, nu știu, teste de tractoare în Paris, au protestat împotriva deciziei Curții Europene de interzicere totală a tratamentelor cu neonicotinoide. Da. Păi interesează sfecla. E relativă problema, da, pentru că normal o decizie aceeași se va reflecta pe tot regulamentul și de aici și până la interzice total în, da, toate statele, da, și pentru, da, toate culturile, nu va fi decât un mic pas. Și din păcate, care, da, cred că deja este făcut. Este deja făcut. Și, da, înverzirea asta cu orice preț a agriculturii o văd în defavoarea noastră, a fermierilor europeni. Nu avem voie să cultivăm soia modificată genetic. Parcă zici că este o sperietoare, parcă zici că este lupul din pădure. Da, avem voie să o importăm și să o folosim, nu? Dar aducem din... Da. Că, practic, în Argentina, în Brazilia și în Statele Unite, nu știu dacă... Păi, cred că peste 90 și... Da, spre 100%, cel puțin la soia. La porumb s-ar putea să nu fie procentul așa de mare și în statele respective. Și noi nu avem voie să cultivăm. În schimb, nevoia de necesarul de proteină vegetală pentru, da, zootehnie și pentru hrana umană este foarte mare și noi nu l-am... Și dacă am dublat suprafața de soia, noi tot n-am reușit să... Să acoperim necesarul. Da, da. Noi, când zic noi, mă refer la fermierii din țările europene unde se poate cultiva soia. Noi, italienii, francezii, cam bulgarii, bine, au suprafețe mici, Ungaria. Deja mai încolo, mai spre nord, nu mai e favorabilă pentru vremea favorabilă pentru această cultură. Aveți și alte pesticidele. Au tot scos de pe piață diverse formulări, diverse molecule. Dar nu vin cu nimic în loc. Și în loc, cercetarea nu face față cu ritmul de excludere. Da, da. Și în schimb, aducem din Turcia, aducem din țări unde se chimizarea e... E la mama ei. Da, pe și asta spun și atunci, nu încurajezi cu bună știință o piață neagră, da, incertă, da, nesigură, că până la urmă nici nu mai știi ce aduci și bagi în pământ, nu? Da, asta e finalitatea. Piața subterană funcționează cu atât mai mult încurajată de lipsurile astea mari în substanțele omologate la nivel de Uniune. Deci e clar că lucrurile se bat cap în cap, dar să, așa pe final, așa, să revenim la lucruri mai frumoase și optimiste, cine preia, cine va prelua dragostea de agricultură în familie? Aveți copii? Am o fată, are 25 de ani, dar din păcate s-a născut cu o mică dizabilitate, să zic așa, și nu va putea fi capabilă să ducă ferma mai departe, dragostea de agricultură.
Am doi nepoți, unul de la soră și unul de la cumnată. Și nepotul de la soră e aproape. Ar vrea, n-ar vrea. Dă semne, nepotul da. Nepotul de la cumnată, nu. Nu. Interesant că băieții, de obicei, mai ales când văd tractoare și utilaje și... la o anumită vârstă, sigur că după ce cresc și îți dau seama că nu e doar despre utilaje, lucrurile se mai schimbă. Îi solicit ajutorul nepotului, practic are și el o vârstă, 41 de da, exact, și o vârstă, are 41 de hectare, le are în proprietate de la sora mea, a investit în pământ, a cumpărat pământ. Foarte frumos. Și dar eu mă ocup de pământului și îi mai solicit ajutorul când el a recoltat, cu transportul, cu după piese. Cu cine lucrați? Lucrez cu o echipă de 4 băieți acum. În general am tendința să pe băieții buni, pe oamenii buni, să-i țin lângă mine. Și ca dovadă că... E ideal. Da. Mai ales că îi găsim greu. Da, în ziua de azi. Acum, de-aia am zis acum patru, pentru că un tânăr care a terminat liceul anul trecut și care în ultimele 3-4 vacanțe mari venea la muncă, s-a hotărât să rămână, a zis nu vreau să plec afară, vreau să rămân în fermă la dumneata și să învăț deja... Casa e cea mai conduce mare tractorul, bucurie, la transport, la... Da, să vede, da. E băiat cu minte. Și mai am un băiat, e mai mic decât micul de el, care e un bun specialist pe electrică, pe sudură, pe tăiat, lipit, așa, și mecanizator. Băiatul lui, care este și finul meu, are și el destul de mulți ani de când este la mine, tot așa a început cu vacanțele când era la liceu, venea la muncă. Deci un caz fericit, de-a binelea. Și... o mică familie acolo mai formată. Am, încă un băiat care are 2 ani de când a venit, nu lucrase pe tractor, sudor, gresie, faianță, zidărie... La asta să pricepe. Și l-ați convertit la agricultură? Și practic l-am adus ca să mai să l-am în fermă, la mai de construit, de făcut un alta. Și l-am pus și pe tractor, că n-ai cum să... Hai mă, să uite și tu, duci tu remorca asta la câmp. Și așa încet, încet a învățat și a prins gustul. A devenit mecanizator. Da. Deci, practic, am... Aveți mare noroc, da, cu, am 4, cu o echipă bună. Pe lângă... nevoile care mai sunt pe acolo, cu paza, cu diverse alte munci. Am o contabilă care are 12 ani, chiar ieri vorbeam cu ea. Bă, zic, tu în decembrie n-ai făcut cinste, că ai făcut 12 ani de când lucrați împreună? De când lucrează la mine. Și mai am cea mai veche angajată. Că v-am zis, am avut o perioadă când am făcut comerț. Da. Nu am renunțat la comerț, am rămas cu un magazin acolo în sat. Nu mai e comerțul cum era odată, vă dați seama, a apărut atâtea supermarketuri. Sigur, care au înghițit. Da. Până magazinele și, mici, da, locale. Până și în localități cu 3-4 mii de locuitori sunt mini-marketurile supermarketurilor. Da. Și... nici nu mai știu de câți ani este Daniela, de 20 de ani, 22 de ani. Deci omul bun, da. Îl vezi că e bun și îl ții. Și stă și el dacă patronul lui sau, mă rog, angajatorul lui este și el bun. Deci e o chestie așa este. Reciprocă. Luați cumva în practică și elevi de la liceu agricol pe care l-ați absolvit sau de la altele din zonă, pentru că aveți în zona liceu? Da, avem liceu agricol în Călăraș. Nu, am întrebat odată, l-am întrebat pe directorul de la liceu agricol și nu s-au băgat niciodată în acel program, când îmi scapă numele. Învățământul dual.
Am înțeles, adică da. școală da. care trebuie să fie 60%, da, doar pe să fie și 40% da. Sau 50 cu 50, să fie în, să aibă contracte cu diversi fermieri și să, că nu poți să un elev de la Mănăstirea să-l aduci în fermă la Unire. La mine la Unire aduci elevii din zonă, ca să da. Fie ușor cu naveta. Da. Deci nu, din păcate. Nu. Dacă vi-ar bate ei la poartă... Da, aș fi de acord. Pentru că bineînțeles. Ne preocupă că nu avem da. Cu cine lucra în agricultură, dar zic eu ca stat facem prea puțin pentru, da, da. Pentru ar, ei. Ar fi trebuit să fie o chestie obligatorie din partea, de la Ministerul da, Învățământului. Băi, obligatoriu trebuie să faceți treaba asta. Da. Elevii când termină un liceu, când termină unul din majoritatea liceelor, de exemplu, cineva care termină, un copil care termină liceu militar sau pedagogic, să duc pe domeniul, sau sanitar, să duc pe domeniul respectiv. Dar la celelalte la licee... La agricol, din păcate, prea puțin. Și la real și la uman, mulți pleacă afară, sunt copii deștepți, au și permisiunea copiilor să se duc, fac o facultate în Occident, de obicei rămân acolo. Copiii care nu reușesc să ia bacul își caută să duc bacul un frate mai mare, bacul o rudă mai mare, cu un vecin mai mare, hai cu mine în Spania, în Franța, în Anglia să muncim acolo și unii se realizează, majoritatea nu prea. Da, dar din păcate pierdem acea da. Generație pe care ne-o dorim pentru agricultură și formată pentru agricultura exact, de mâine. Exact. Și nu-i mai aducem așa. Și la final, aș vrea să-mi spuneți cele trei provocări majore pentru anul acesta. Ce credeți că va fi cel mai greu de înfruntat din punct de vedere al unui agricultor? Din punctul meu de vedere ca agricultor, deci seceta pedologică pe care o avem, e o seceta pedologică moderată spre puternică. Am pluviometre, țin evidența, mai îmi spun și vecinii, îmi fac așa o idee cam. Al doilea, prețul cu care vom vinde noi producția la vară și când la asta intră și prețul carburantului. Da. Și al treilea, insecuritatea geopolitică. Să sperăm că nu va evolua conflictul la alt nivel.